În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru această dupămasă binecuvântată de Domnul. Aș vrea mai întâi să-mi îngăduiți să citesc două versete din Cartea Psalmilor și Cuvântul lui Dumnezeu scrie în Psalmul 111. Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor, fără prihană și în adunare. Slăvit să fie Domnul! Fraților și surorilor, sunt multe motive pentru care astăzi suntem datori să lăudăm pe Domnul, spunea fratele Filon. Lucrul acesta nu spunem din gură, îl spunem din toată inima. Îl lăudăm pe Domnul pentru că El este prezent în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui, fraților. Unde vor fi doi sau trei, spune Evanghelia, în numele meu voi fi acolo. Și noi credem că locul acesta e așa, fraților. În al doilea rând, lăudăm pe Domnul pentru că suntem în adunarea Domnului. Lăudați pe Domnul în adunări. Și în al treilea rând, lăudăm pe Domnul pentru că suntem în tovărășia oamenilor fără de prihană. Slăviți să fie Domnul! Și mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru lucrul acesta. Și acum aș vrea să citesc din cuvântul din Pericopa Apostolică care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie și cuvântul Domnului spune în Galateni, în capitolul 6, cu versetul 11 înainte. Uitați-vă cu ce slove mare v-am scris cu însăși mâna mea. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci o făptură nouă. Și peste toți cei ce umblă după îndreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Slăvit să fie Domnul. Sunt cuvintele pe care Sfântul Apostol Pavel le scrie bisericii din Galateni. Și de aici aș vrea să privim câteva lucruri, să ne uităm la câteva adevăruri și la câteva lucruri care sigur că ne interesează și pe noi. Sfântul Apostol Pavel, după ce trece peste toate, vine și spune, fraților, dacă eu mă laud cu ceva, eu mă laud cu un singur lucru. Și cu ceea ce mă laud eu este crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Și mai spune el un lucru care mi-a rămas pe inimă și cred că e interesant să-l reamintim în locul acesta și să privim cu toții la el. Și spune în versetul 18 și peste toți cei care vor umbla după îndreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu. Vorbea aici fratele Cosmuța despre Israelul lui Dumnezeu, despre o parte din sămânția lui Israel care își va îndrepta privirile spre Iosua, spre Mesia și va fi mântuit în vremea aceea. Acesta este Israelul lui Dumnezeu. Dar până la ei suntem noi, fraților. Și peste toți cei care vor umbla după îndreptarul acesta, pacea lui Dumnezeu și îndurarea să fie peste ei, slăvit să fie Domnul. Oare de ce duc mai multă lipsă oamenii în ziua de astăzi decât de pace? Nu? Se vorbește mult de pace, dar nu-i pace. Nu-i pace în biserică, nu-i pace în parlament, nu-i pace în casă, nu-i pace între oameni, nu-i pace la servicii, între colegi, nu-i pace. Oamenii sunt tot nemulțumiți, pentru că nu-i pace. Pacea vine de la Dumnezeu, fraților. Și o dă Dumnezeu. Și o dă Dumnezeu doar acelora ce ascultă de îndreptarul
cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Și mai departe spunea Sfântul Apostol Pavel, și îndurare, fraților, și îndurare. O, Domnul să se îndurești de țara noastră. Domnul să se îndurești de noi. Și Domnul să ne mai binecuvinteze, fraților, și de aici încolo. Mulțumim că până aici ne-a binecuvântat, cu multe binecuvântări și cu tot felul de binecuvântări. Mai ales noi, locul acesta și ținuturile acestea. Dar rugăm că mai departe să privească cu îndurare spre noi. Trăim o vreme când toată lumea se uită la rentabilitate. Oricu cine stai de vorbă spune, păi rentabil să fac lucrul acesta. Dacă nu e rentabil, nu fac. E vorba de bani, e vorba de afaceri, e vorba de servici, totul se raportează la rentabilitate. Într-una dintre zile, Iuda a privit spre rentabilitate și și-a spus, sunt 30 de arginți, am făcut o afacere bună și l-a vândut pe Domnul Slavii. Rentabilitatea lui l-a pus la 30 de arginți și după aceea l-a pus în ștreang pe un funghi. Fraților, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Dima și spune așa, Dima s-a uitat înapoi și a spus, e mai rentabil în lume. E mai rentabil să primesc în lume, să mă întorc în lume. Și spune Sfântul Apostol Pavel, și probabil că lucrul acesta l-a spus plângând, Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. L-a părăsit pe Domnul și m-a părăsit și pe mine. Și a sfârșit Dima. Fraților și surorilor, oare care este rentabilitatea noastră? În ce ne măsurăm noi rentabilitatea? Știm că singura nădejde și singura bucuria noastră este Iisus Hristos, Domnul Slavii slăvit să fie numele Lui. Și Sfântul Apostol Pavel, privind la lucrul acesta, ar fi vrut să spună așa, fraților, rentabilitatea noastră este Iisus Hristos și peste toți cei ce vor umbla după îndreptarul acesta, nu după altceva, nu după povești, nu după învățături, după îndreptarul acesta, care este Iisus Hristos, adică crucea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos și crucea, nu există. Nu vrem să știu între voi, spunea Părintele Iosif, nici cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce, ci Iisus Hristos și crucea sa. A jertfei sale. Și vreau să vă spun trei lucruri, în scurte cuvinte, pentru care merită să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos și rentabil să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. În primul rând, pentru că Iisus Hristos dă adevărata odihnă fraților și surorilor. Și Evanghelia de la Matei, în capitolul 11, versetul 28, spune așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă sufletelor voastre. Aici nu e vorba de truda asta a trupului acestea de lui. Ea se rezolvă prin odihna somnului. Dumnezeu ne-a dat nopțile, ne pune și ne odihnim o noapte întreagă și dimineața suntem din nou vrednici de muncă. Nu e vorba despre aceasta. Fraților, aici cuvântul Dumnezeu vorbește despre împovărarea pe care o aduce păcatul în viața noastră. Păcatul e acel care ne împovărează. Păcatul e acel care ne apasă. Păcatul e acel care ne face să privim tot în jos, să fim tot posomorâți, să fim tot timpul nemulțumiți, să fim tot timpul cârtitori. Păcatul e acela. Și Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Păcatul obosește sufletul, dar Iisus Hristos e acel care îți dă pace. Și când ai pacea cu Dumnezeu, ai pace cu aproapele tău? Când ai pace cu Dumnezeu, când ești în liniște, când ești sufletul tău e mulțumit în prezența lui Dumnezeu, atunci, spuneau aici frații, poți să ierți. Nu, fraților, poți să ierți înainte de a te scula să te rogi lui Dumnezeu. Când ai pace cu Dumnezeu, poți să te rogi liniștit, poți să trăiești liniștit. Trăiești în familie în pace, trăiești în societate în pace, trăiești pentru că pacea lui Dumnezeu dă pace sufletelor noastre și trupurilor noastre. Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel și cu Sila spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, la un moment dat au fost prinși, au fost duși în închisoare și li s-au pus picioarele în butuci. Nu știu cum îi, nu știu. Nu știu cum îi, dar bănuiesc că nu-i ușor.
să stai cu picioarele prinse în butuci și cu mâinile lanțul. Poate eu aș fi plâns, m-aș fi nătăjit. Și aș fi spus, poate nedrept, neîndreptățit, nu-i normal să fie așa, nu știu ce ai fi făcut frăția ta. Dar să ascultăm cuvântul Domnului, cuvântul Dumnezeu spune că Sfântul Apostol Pavel și Sila erau în butuci, erau cu mâinile lanțul. Și știți ce făceau fraților? Cântau, slăvit să fie Domnul. Aveau pacea cu Dumnezeu. Și această pace cu Dumnezeu le-a pus pe gură cântarea și lauda și mulțumirea. L-aveau pe Dumnezeu în inimă și în suflet. Asta înseamnă, fraților și surorilor, liniștea sufletului, odihna sufletului. Să facem liniște în sufletele noastre. Se spune că undeva într-o hală de producție, unul dintre muncitori și-a pierdut ceasul. Și i-a rugat pe toți colegii, hai că să-mi căutăm ceasul. Și au început să întoarcă pe acolo și au făcut tărăboi dintr-o parte într-alta și n-au găsit ceasul. După câtva timp vine un copilaș și vede frământat și vede așa zoriți acolo să caute ceva. Și a întrebat, ce faceți? Căutăm ceasul colegului. Nu ne găsim nicăieri. Și atunci copilul a spus, tăceți, vă rog să faceți liniște. Au tăcut toți. Copilul s-a pus pe burtă, a stat și a ascultat. Și la un moment dat a auzit acolo undeva, sub ceva, un ticăit. Și a spus, aici este ceasul. Fraților, suntem în prezența lui Dumnezeu. Hai să facem liniște. Hai să facem liniște. La Dumnezeu să-și reverse pacea peste noi. Să-și reverse îndurarea. Să-și reverse binecuvântarea peste noi. Fraților, El dă odihnă. În al doilea rând, El satură. Domnul Iisus Hristos, pe Cel care satură. Știți, după ce a hrănit 5.000 de bărbați, în pustie, Cuvântul Dumnezeu spune că și Domnul Iisus, în Evanghelia de Ioan spune lucrul acesta, în capitolul 6, s-a sculat Domnul Iisus și a spus, eu sunt pâinea vieții. E o vreme când oamenii nu se mai satură de nimic. Nu se satură oamenii de bani, nu se mai satură oamenii de avere, nu se mai satură oamenii de nimic. Trăim o vreme așa a haosului, parcă suntem tot mai ocupați, tot mai grăbiți, tăche-tăche, parcă nimic nu mai merge cu mărți cândva. Dar Domnul Iisus Hristos vine și spune, eu sunt pâinea vieții. A săturat 5.000 de bărbați. Nu știu că suntem în locul acesta, suntem mai puțini, suntem poate 100 și ceva. Dar Iisus Hristos are putere să ne sature, fraților și surorilor, pe toți. Pentru că El e pâinea vieții. Și dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de El și de nimic de altceva. Îi spune samarindenii la fântână, apa aceasta pe care o bei tu, asta, de apa aceasta, tu nu te vei sătura niciodată, e temporară, o bei pentru câteva ceasuri. Dar apa pe care o voi da eu, a spus Domnul Iisus Hristos, apa aceasta pe care ți-o dau eu și vreau să ți-o dau eu, aceasta, după această apă, nu vei mai săta niciodată. Pentru că știți ce le spune ucenicilor? În joi mare, ucenicii se așează la masă, au luat fiecare bucată de pâine, au luat fiecare paharul de vin, au gustat din pâine, au gustat din vin și au flămânzit. Dar de 2000 de ani, Iisus Hristos, fraților și surorilor, El care s-a ridicat în picioare și a spus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt vinul vieții acesteia, de 2000 de ani, Iisus Hristos satură. Satură pe toți acei ce se simt înfometați. Satură pe toți acei ce simt nevoia de El. Satură pe toți acei care îl caută pe El. Undeva la sfârșitul secolului al XX-lea, era o criză mare în America. Și la un moment dat s-a dat o ciorbă, numită ciorba săracilor. Și au venit acolo oamenii fiecare să iei cât li se dădea. A venit un om, a venit cu farfuria sa, bucătarul i-a umplut farfuria de ciorbă și a plecat. După el a venit un om, a venit cu oală mai mare. Și bucătarul i-a umplut oala, omul acela, și a plecat și el. Și omul din dinainte a venit înapoi și a spus bucătarului, dar nu-i drept, nu-i drept. Lui ai dat o oală și mi-ai dat o farfurie. Și atunci bucătarul spune, dragule, eu ți-am umplut ce ai adus. Ce ai adus tu? Fraților și surorilor, suntem la masa Domnului. Masa Domnului bogată. Masa Lui plină de îndurare. Masa Lui, spune cuvântul Dumnezeu, la El este iertare. Pentru că sângele Lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. La masa Lui este vindecare. Pentru că prin rănile Lui,
spune Evanghelia mai departe, suntem tămăduiți. El ne poate vindeca sufletește. Și la masa Lui este putere. Pentru că El e puterea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Fraților, nu-i devine Domnul că noi vom merge flămânzi acasă. Nu-i devine Domnul. Nu-i devine Domnul că noi vom merge fără El acasă. Nu-i devine Domnul. Nu-i devine Domnul că n-avem pace în familie și n-avem pace între noi și n-avem pace în bisericile noastre. Nu-i devine Domnul, fraților. Suntem devine noi, pentru că venim cu farfurioare mici. Poate foarte mici. Venim cu ele înaintea Domnului, în loc să aducem oalele noastre, în loc să umplem și noi oalele, în loc să spunem și noi, cum mi-a spus Sunamitei, adă să vină alte vase. Și prorocul a început să ne umple. La un moment dat a spus, nu mai am altele. Știți, și noi de multe ori, apoi nu mai avem vreme altul, nu mai merem altul, nu mai merem. Și se strâmbă. Și suntem așa cum suntem. Pentru că venim goi, venim slabi, venim neputincioși în fața Domnului, și nu știm să cerem de la Domnul binecuvântarea Lui. Și în al treilea rând, și închei cu aceasta, fraților și surorilor, de ce e rentabil să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos? De ce e rentabil în al treilea rând? Pentru că cu El, cu Domnul Iisus, ai viitorul asigurat. Și aș vrea să citesc un verset din cartea prorocului Ieremia, care spune așa, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace. Și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Slăvit să fie Domnul. Știu gândurile pe care le am eu cu privire la voi, nu gândurile noastre, că gândurile noastre slabe și znevrednice de multe ori, dar gândul lui Dumnezeu e un gând viu și veșnic, slăvit să fie Domnul, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul nostru, fraților și surorilor, nu e nici cu NATO, nici cu Rusia. Viitorul nostru nu e nici cu președintele României, nici cu Ucraina. Viitorul nostru este cu Regele Regilor și cu Domnul Domnilor, cu Iisus Hristos, Prințul Cerului. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul să ne ajute să-L alegem, îi rentabil, să-L alegem pe El, să-L avem pe El și să trăim cu El. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin.